Urzica vie. Asta este urzica vie. Urzica care apare primăvara, acum, în postul Paștelui. Abia e proaspătă, proaspătă, proaspătă. Asta este urzica din grădina mea, pe care cu câțiva ani în urmă am sădit-o, pentru că am considerat că e bine să am și în grădină un pic de urzică vie, pentru un ceișor, pentru, mă rog, ceva, un ceișor, o urgență, ca să zic așa. Dar am cules aseară de pe râpă, niște urzică, pe care am să o curăț, am să o aleg și am să o spăl în foarte multe ape, pentru că vreau să o gătesc, pentru că vreau să beneficiez și eu și familia mea de proprietățile curative pe care le are urzica, mai ales în, acum în debutul primăverii. Deci este cea mai completă sursă de vitaminizare cu care debutează primăvara. Dar este o plantă perenă și apare spontan, deci nu o sădește nimeni, decât, mă rog, dacă vrei să o ai în grădină. Apare pe văi, în lungi, în tufărișuri, în râpe. Deci apare mai peste tot. Dar atenție foarte mare, pentru că trebuie să folosim mănuși, pișcă foarte rău, deși de multe ori n-am folosit mănuși și într-adevăr pișcă extrem, pișcătură care se resimte zile la rând, în sensul că te mănâncă foarte tare pielea și se urzică, se bășicește puțin, dar se spune că acele pișcături de urzică te scapă de reumatism. Așa se spune în popor. Dar cu toate astea eu am folosit mănuși. Dacă vreau să mă piște, e foarte ușor, îmi dau mănușa jos și mă las pișcată de urzica. Nu e problema asta. Ce vreau să vă mai spun? Este recomandată pentru înnoirea sângelui, așa cum se spune în popor, folosită acum în postul Paștelui, până nu vine pupăza. Deci ea are proprietăți curative tot timpul anului, dar acum excelează în tot ce are ea mai bun pentru noi, corpul uman. Se consumă ca și ceaiuri, tincturi, piureuri. În bucătăria românească e foarte variată, deci urzica beneficiază de foarte multe rețete în bucătăria românească, dar ceaiul de urzică este foarte benefic în combaterea bolilor stomacului, a cancerilor de stomac, conține foarte multe săruri minerale de fier, de magneziu, calciu, potasiu, siliciu. Vitamina C, nu uitați, conține de 200 de ori mai multă vitamina C decât un măr. Deci 100 de grame de urzică vie conține de 200 de ori mai multă vitamină decât 100 de grame de măr. Deci e foarte bogată în vitamina C. Conține vitamina K, care o știm că este antihemoragică. Și beta-caroten, complexul vitaminic B, după cum vă spuneam, combate hiperaciditatea gastrică. Știu asta pentru că sunt operată de ulcer și fac cure primăvara cu ceai de urzică, care mă ajută să trec mai ușor peste durerile de schimbare a vremii. Știți foarte bine, cei care sunteți operați sau sunteți cu gastrite, cu ulcere, că corpul nostru, stomacul bolnav, reacționează ca și un barometru la schimbările de temperatură, de vreme. Și tocmai de aceea, ceaiul de urzică mă ajută să am dureri mai, să combată durerea, adică să am dureri din ce în ce mai mici, pentru că durerile de stomac sunt groaznice, mai ales când se schimbă vremea. Și în felul ăsta nu mai iau medicamente, sau iau mai puține, pentru că
Nu e bine să stai, să te doare ceva. În niciun caz. Urzica, de asemenea, ajută în combaterea hepatitelor, a bolilor de bilă, pancreatită, la bolile de ciroză, deci bolile ficatului. În indigestii, în constipații, iarăși, problema cu constipația e destul de groaznică. Toate problemele sunt grele, toate bolile sunt grele, dar eu spun ce mă doare pe mine. Mai mult. Inhibă paraziții intestinali, dacă ei există. Deci curăță intestinele de eventuali paraziți. Combate infecția renală. Deci ia uitați că ne apără și rinichii, incontinența, prostatita, combate apariția tumorilor, a eczemelor, alergiilor și cancerilor de piele. Cam atât știu despre urzică. Vă recomand să o folosiți, mai ales acum primăvara, când este bogată în toate principiile care ajută și combat bolile, ajută corpul uman să fie sănătos. Și haideți că mă duc să pun de un ceai. La revedere, o zi faină vă doresc!